Acum când urca Maria la cer cu Hristos, care o ducea în brațele lui spre tronul său, îngerii se mirau și se întrebau ei, cine este aceasta care urcă acolo unde numai Dumnezeu poate să urce și noi ca îngeri niciodată n-am acces până la asemenea lumină. Și iată ce spun îngerii, cum spunem noi la cântarea nouă, când cădim seara sau la utrenie la cântarea nouă. Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstind-o să o mărim. Nu noi, nu pentru noi cei de la strană, pentru îngeri, lăudați-o pe împărăteasa voastră, lăudați-o pe stăpâna voastră, lăudați-o pe stăpâna cerului, lăudați-o pe stăpâna îngerilor, lăudați-o pe Maica lui Dumnezeu, lăudați-o pe Fecioara, pururea Fecioară, care a putut purta în pântece pe cel neîncăput, pe vița cea de taină, ce a purtat strugurile de taină, pe colinvitră, pe năstrapă, pe nearat, pe porumbița lui Noe și așa mai departe, și nu mai departe până unde purtați în voi, purtați în voi cerul care a purtat pe Hristos soarele dreptății. Purtați în voi cerurile cerurilor în care stau cetere îngerilor făcute de Cel ce le-a zidit cu cuvântul. El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit. Închinați-vă! Și în felul acesta îngerii cinsteau pe Maica Domnului în cântări. De aceea și în tradiția creștină și bizantină întâlnim atâtea pricesne adresate Maicii Domnului, întâlnim atâtea cântări adresate Maicii Domnului, atâtea laude adresate Maicii Domnului. Și ar fi păcat ca să scăpăm sau să nu amintim că de fapt cinstirea Maicii Domnului este la fel de înaltă ca trăire, nu până la ceea ce numim Imaculata Concepție, adică nașterea fără de sămânță, cum se crede în doctrina de învățătură romano-catolică, ci născută din atingerea trupească a lui Ioachim și Ana, termenul scripturistic frumos care întotdeauna este amintit cu multe evlave și mult bun simț. Și a intrat Avram și a cunoscut-o pe Sara și a născut fii și fiice, s-a atins, a cunoscut-o Adam pe Eva, femeia sa, și a născut fii și fiice, adică doar a cunoscut-o, doar a făcut actul procreierii, nu dezmățurile moderne de astăzi. Ei, toate aceste laude aduse Maicii Domnului nu depășesc lauda cinstirii Mântuitorului, care este prezentă în această icoană a Maicii Domnului, prin faptul că o poartă în brațe. La ieșirea din biserică, când aruncați ochii deasupra ușii, veți vedea imaginea pictată în care Hristos stă ca și cu un prunc înfășat, acela este sufletul Maicii Domnului, care este mărgăritarul de mult preț. Maica Domnului este crinul nestricăcios adus din rai de îngeri și dăruit umanității. Pentru că l-a dat Fecioarei. Acum Maica Domnului merge să înlocuiască acel crin în grădina raiului, crinul cel cu bun miros, pentru că ea va sta acolo pururea și veșnic și va face rugăciune pentru lume. Dacă toate ei se închină și toate o cinstesc și toate o măresc, ea își păstrează pe mai departe titlul sau, dacă vreți, demnitatea de împărăteasă, fără sabie, fără suliță, fără războaie. Războiul pe care îl duce Maica Domnului este un război împotriva Întunericului, pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstind-o să o mărim. Pe Maica Luminii, unde s-a suit Iisus când a înviat? În lumina cea pururea fiitoare. Unde s-a dus Maica Domnului când a înviat? Când s-a ridicat cu trupul la cer prin adormire și a fost dusă de îngeri la tronul lui Dumnezeu, a stat împărăteasa de-a dreapta în haine de aur prea frumusețate și în lanțuri de aur împodobite, adică virtuțile. De ce v-am amintit toate acestea? Ca să aveți o idee vagă despre ceea ce numim noi sărbătoarea adormirii. Sărbătoarea adormirii nu este de fapt, cum spune în popor câte unul, băi, să nu-mi spui azi la mulți ani, că azi cine își cinstește ziua moare. Sărbătorile Maicii Domnului sunt toate la fel. Orică e buna vestire, orică este adormirea, orică este nașterea,
orică este întâmpinarea Domnului, orică este intrarea în biserică, unde ea este personajul de bază în sărbătoarea praznicului, toate aduc bucurie, pace, liniște și mântuire. Ea este dătătoarea de lumină, este dătătoarea de sănătate, este izvor de bunătăți, este izvor de milostivire, se roagă pentru lume, mijlocește pentru lume, se străduiește pentru lume. Nu există nimic nou sub soare sau nimic ce omul să-și dorească să se roage Maicii Domnului și să nu primească. Ar trebui sau ați dori sau poate ați vrea vreodată să vedeți că stau să deschid o carte de minuni de Maicii Domnului și să vă spun minuni. Nu! Luați dumneavoastră singuri volumul care se numește Minunile Maicii Domnului, sunt cred că vreo 52 cele scrise, că așa sunt mii și sute. Și citiți-le să vedeți cu cât har și cu ce putere lucrează Maica Domnului. Și mă întrebam odată câtă putere a putut primi Maica Domnului dacă pe fața Pământului numai noi aici ca neam românesc avem 20.000 de biserici care, în care se cinstește sărbătoarea Maicii Domnului astăzi prin puterea minunată a Sfintei Liturghii. Că de fapt ce este liturgia? Liturgia este o sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. Pentru că deși ea stă cu minte pe Sfânta Masă sub formă de potir, în momentul când vine împărtășirea, potirul prinde viață cu credință, cu frică de Dumnezeu, cu dragoste să vă apropiați. Deci cu credință s-a apropiat Maica Domnului. Cu frică de Dumnezeu s-a smerit și a spus acel greu cuvânt universal care va rămâne veșnicia veacurilor și a mântuirii. Să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Deci nu calificative de prestanță, de excelență, de mărire, de pronume posesive sau, mă rog, alte povești, Doamnă, nu știu care, nu. Iată roaba Domnului, să-mi fie mie după cuvântul tău. Și atunci când are dialogul cu Iisus și stă de vorbă cu Iisus și îi spune, fiule, aceștia nu mai au vin, Hristos o tratează ca pe o mamă cerească, nu ca pe una pământească. Nu îi se adresează, mămico, mămițule, stai să vezi, nu, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Aici, pe pământ, am o lucrare. Nu-i din lumea aceasta, împărăția mea nu-i din lumea aceasta, n-am venit să schimb stăpânirile, n-am venit să schimb rânduielile, n-am venit să schimb lumea ce am venit să o mântuiesc. Deci El nu vine să aducă privilegii politice și sociale. Hristos vine să ne mântuiască. Asta este scopul venirii Lui pe pământ. În momentul când găsiți artificii din astea, expresia că dacă nu ești patriot, nu ești creștin. Dacă nu ești creștin, nu ești patriot, nu au treabă. Politica nu are treabă cu biserica. Biserica are treabă cu Duhul Sfânt. Nu împarte medalii, nu împarte insigne, nu împarte funcții, nu împarte drepte sau distinții. Biserica împarte harisme. Celui curat îi dă înainte vederea, celui sfânt îi dă facerea de minuni. Celui temător de Dumnezeu îi dă discernerea. Celui smerit îi dă darul înțelepciunii. Celui prea curat și luminat îi dă darul izgonirii Duhului. Toate care Maica Domnului le-a avut, toate cele șapte daruri ale Duhului Sfânt la un loc. Pe unii a pus Dumnezeu întâi apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, fiecare în rândul cetei sale. Ei, toate acestea biserica le împarte prin lucrarea Duhului Sfânt. Dacă cineva crede că biserica poate fi împărțită pământește, de moarte va greși. Credința este un act liber ca și apa de ploaie. Credința este un act liber ca și lumina soarelui. Credința este un act liber ca și aerul care îl respirăm. Așa cum astea n-au fost îngrădite de nimeni niciodată și nimeni nu poate, este o vorbă, băi, nu-mi lua vedere, adică nu stau în fața mea. Sau, băi, de ce mi-e aerul? E o expresie, adică sufocarea, plictiseala, a obosit pe cineva. Ei, iată că în credință nu există așa ceva. Toți avem dreptul să-L respirăm pe Dumnezeu în toată plenitudinea, să-L trăim în toată plenitudinea, să-L simțim în toată plenitudinea, să-L gustăm în toată plenitudinea,
să-L lăudăm în toată plenitudinea, să fim cu El în toată plenitudinea. Nimic nu ne poate opri să fim cu Dumnezeu decât o singură expresie teologică legată de ceea ce numim noi limbaj. Verbul a vrea. Cel ce vrea să vină după mine. Adică dacă vrei, ai. Și aceasta de ce de bună voie? Pentru că alminter biserica a făcut sau ar face greșeli catastrofale când vorbim de cuvântul prozelitism sau când vorbim de cuvântul expansiune, care n-are ce căuta în dogma bisericii și în învățătura bisericească. Convertirea la creștinism, la legea lui Hristos, la harul Duhului Sfânt și la harisme, trebuie să se facă numai prin minuni și Duhul Sfânt. Dacă tu cucerești un stat și îl obligi pe păgân și îl botezi cu sila și îl faci ortodox, acela nu va fi niciodată ortodox. Singurul pe care îl poți tu converti și faci ortodox este sufletul tău. Este inima ta, este mintea ta, este cugetul tău, este rațiunea ta și imaginația ta. Dacă pe acestea le-ai diruit și ai bătut cu armata asupra lor și le-ai învins și le-ai pus în ascultarea de Dumnezeu, le-ai făcut ortodoxe, le-ai făcut creștine. Alminteri, ești într-o mare înșelare sau minciună, crezând că ocupând teritorii, ați văzut acele cruciade, ați văzut acele instrumente vechi trecute, care nu sunt o cinste a Bisericii Romano-Catolice, Inchiziția, sau războaiele de expansiune cu forța, acelea nu m-au adus la rândul lor, acelea nu au adus la rândul lor folos Bisericii. Biserica trebuie să fie un instrument haric care să plutească ca și norul care a plutit în pustie atunci când a condus pe Israel timp de 40 de ani, noaptea în lumină de foc și ziua în lumină de nor. De aceea Maica Domnului este ca un nor luminos înaintea ochilor noștri și ne călăuzește viața atunci când ne rătăcim.